La căsuța cu pridvor. Haideți să facem o transmisiune în direct să vorbim despre Romina și copiii ei. Și grijile, nevoile și ambițiile fetei. Dragi prieteni, suntem la Rezeni, Ialoveni. Cât îți văd? 30 km de la Chișinău. Ne-a sunat o fată de mai multe ori, Romina, și vrea să ne spune o istorie alături de copiii ei. Iată, stau în prag. Ia zi, Romina. Cum îți spune, de unde ești și cum ai ajuns să ne spui? Dar vină în partea asta cu ai tăi. Da. Cătare revin din satul Costești, raionul Ialoveni și întâlnind un băiet să-mi fac familia două oară. Am încercat încă un pas înainte, dar din păcate nu ne s-a reușit. Persoana dată a devenit agresivă, din care timp este am stat și în spital și m-am trezit încă un copil. Și acum suntem în locuința asta la chirie și putem să ne trezim oricând în drum. Și ne-am dorit foarte mult o casă, dacă oamenii cu suflet mare ar putea să ne ajute să o avem a noastră. Dar tu părinți ai? Nu, părinți nu am. Din mic am trăit fără părinți, am trăit pe la orfelinat. Ești la orfelinat, da? Da. Și unde ai fost la orfelinat? La Cornești, am stat acolo vreo 2 ani. Adică acolo Ungheni, Cornești, da? Da. Și la Târnova, la fel, acolo am stat o perioadă de timp, pentru care am revenit și situația tot era foarte grea. Și din motiv și de asta ne-am făcut și o familie, ca să-mi fie mai ușor, dar la fel, tot am fost... N-ai dat cine trebuie. Da, tot violent, a fost violent. Bătută și... Așa. Și câți copii ai? Am 3 copii. Fetița cea mare este la școală. Ce vârstă are fetița mai mare? 11 ani. Băiatul are 9 ani, Daniel, și fetița Madalina, 6 ani. Madalina, e ascunsă după ușă. Dar Daniel, din păcate, sunt în pandemie și acum sunt în izolare 2 săptămâni. Uh-huh. Copil s-a îmbolnăvit. Apucare bună? Nu, nu de la... din clasă de la ei. Ah, s-a îmbolnăvit unul din clasă. Da, da. Și asta casa cui? Asta este casa lui doamnă care eu închiriez și achit pe lună 500 de lei. Tata, mie mi se pare că, nu știu, e fără geamuri, e fără... Da, el e cum fără... voi locuiți aici, în secolul 21, copii... Ia uite, dar tu nu ai geamuri, tu nu ai cum să da, locuiești, da. Iarna, lemne... Aici au fost geamuri, dar noi le-am scos să mai intre aer. Dar de ce să intre aer? Că da, și casa asta poate fi locuită într-un satunc și cât vrea pe ea? 7500 de euro. Tata e în stare de avarie, cum să o cumperi? Tu trebuie să consulți cu cineva. Casa asta dacă ea se răschește, cum să-i dai încă bani? Ori ea doar pe lotul ăsta vrea bani? Da, mai mult că pământul zice că... Dar dacă se găsești cineva care are o casă bună de locuit, te muți cu tot copii? Da, desigur, de ce nu? Ialoveni, Strășeni, în jurul capitalei. Ia zi, tu lucrezi aici? Da, sunt angajată, lucrez la o fabrică de carne. Aici la Rezeni. Da, da, da. Adică vine transportul din Florieni și ne ia dimineața, ne duce și ne aduce. Și copiii cu cine rămân? Ori tu reușești să-i... Cum? Aici doi mari merg la școală, fetița asta mică mai rog, aici am niște vecini care mă mai împac bine și mai stau până din azi, fiindcă ele tot stau acasă care au copii. Uh-huh. Și când vin din azi, fetița, eu și... Și ce salarii ai tu la lucru? 2000 și ceva. Și lucrezi toată ziua pentru 2000 și ceva de lei? Da, de luni până sâmbătă. Cu carnet de muncă, ești tot asigurat? Da, asigurat, angajat, absolut tot. Dar practic acum, de când am stat cu traumă cerebrală în spital și te-o bătută? Da, și mai mult mă confrunt, adică cu probleme de sănătate, ba, mai ales și perioada așa de violent și... era? Da. Foarte urât. Da. Da, eu nu știu ce să-ți spun, în condițiile astea pui cresc. Coba, îmi pot să caz aici. Da, da, pragul. Ia câte aici. Frumoși. Ce faci, domnule? E că stau. Stai. Unde-s cărțile? Și în cameră. În cameră la tine? Și cum trăiți voi? Ia spuneți. În
uitați în casă. Da, trebuie să ne descălțăm. Nu vă descălțăm. Hai că eu... Așa e în cămăruța asta trăiesc, da? În camera asta și mai avem acolo cameră și adică unii fac și bucătărie mică. Un fel de bucătărie improvizată în partea și cealaltă. Da. Asta era cum casele vechi, două camere într-o parte și în alta și o tentă și acolo e da. Bucătăria. Da, da, da. Da, lemne de foc. Avem, da, puțini. Puțini lemne aveți. Dacă mai avem vreo 4 zile încă vin. 4 zile pentru... Da. Dar la primărie ai vorbit cu domnul primar? Domnul primar n-a făcut cunoștință, dar cu viceprimar ne cunoaștem. Și n-ai făcut cunoștință cu primarul? Nu. Am dat la un ajutor social ca mamă singură. Da? Adică a dat tot prin în jur la vreo 1500 așa. Și vă dă, primăria vă da. Dă 1500 de lei. Da. Da. Acum dacă o să mai meritați de aici pe căldură, probabil, nu știu. Pe căldură, abia să mergeți să vorbești cu domnul primar, că ei au și ei anumite posibilități. Romina, eu ți-am adus niște haine trimise din, de la fetele noastre din Italia, da. Un cărușor, ce mai avem noi, mergem să le luăm din mașină, cu condiția că cei ce nu, nu-ți vine, le dăm la alții. Da. Cei ce-i bun pentru copii. Dragi prieteni, în secolul 21, statul n-are grijă de copii, n-are grijă de familiile, cu mulți copii, nu că vreau să dau cu bătul în ei neapărat, dar ar trebui să existe totuși niște servicii ale statului. Romina, iată aici am un... Eu sunt cu tancul după mine. Uh-huh. Sunt din Italia, trimisă de fete. Da, da. Iată asta pentru acei mici o să fie. Da. Dar ăsta e un cărușor pentru... Ia câtele. Da. E cărușor, cărușor, am să-l deschidem. Okay. Să-l punem undeva. Eu sunt cu cărțile și am o grămadă de hăinuțe trimisă, dar să le vedem, le sortăm acuș. Ia, așa, și din hăinuțe, ca să fie corect, iată aici am o grămadă, și papuși, și hăinuțe, și am să selectăm. Gândul vostru, Romina, voi vreți neapărat să reușiți să luați casa asta? Da, sau oricare alta care poate să vă nu, convină? Și nu cătăm, adică mai modestă, adică simplu, poate noi reparăm și pe asta, mai bună ca asta nu cătăm. Suntem mulțumiți și așa să avem. Da? Dacă se găsești cineva să vă da. Susțină? Tot am fi mulțumiți foarte tare. Dau ca să trăiască gratis și încă mai plătesc, nu? Să aibă grijă de casă. Că este cineva care vrea deja să vă ofere o casă. Ai să găsești din mesaje, ai să le ieși numărul de telefon, da, da. Cum te găsesc, și eu sunt sigur că o să existe oameni cu inimă mare care să vă dea o mână de ajutor. Puiu, dar tu unde ești? La școală sau la grădiniță? La școală. Și clasă ești? A treia. A treia. Hei. Și înveți bine? Da. Și vrei tu cel mai mult de Crăciun să ai? Ce vis ai tu? Haine, o casă. O casă și haine. Dar fata unii, surioara? Din casă se rușinează. Hai că facem tot posibilul să vină Moș Crăciun la... La voi, cu cadouri, cu dulciuri, cu cărți, o carte bună și mai găsim noi pe ea. Hai ca să vedem, mamușul Romina, să... Dragi prieteni, noi însă căutăm soluții. Eu încă o dată vreau să vorbim deschis, fără demagogie. Nu este obiectivul nostru să facem acțiuni de caritate, pentru că un partid politic, în principiu, trebuie să se ocupe de lucruri care țin... de politici, de reforme, de structuri ale statului, dar de multe ori nu putem rămâne indiferenți la problemele societății, la problemele oamenilor, a mamelor cu mulți copii și reacționăm. Doar că de multe ori în reacția asta vin după asta 100 de solicitări și noi nu putem face față solicitărilor. De fiecare dată facem apel la structurile statului, ministerele de resort, trebuie să reacționeze, să acționeze, să vadă care sunt mamele cu mulți copii. Eu cred că trebuie să existe un fond, iar căsuțe abandonate în satele noastre sunt arhi-suficiente pentru a le cumpăra de la cei care nu mai vor să revină la baștină și să aibă grijă statul ăsta de copii. Mai ales că am intrat, Romina e curățică, e o fată aranjată, îi, dacă nu greșesc, de etnie romă, dar asta încă o dată demonstrează că oamenii sunt diferiți. Dar oamenii trebuie susținuți la griji, la nevoie, la lucruri grele. Pentru asta suntem solidari în societate. Și în secolul ăsta, iată așa un haiduc mic,
trebuie să crească în condiții. Dar dacă eu cred că societatea noastră va reuși să facă față și să ajute o familie cu mulți copii. Cam așa arată realitatea baronilor care trăiesc la capitală și care n-au grijă de statul ăsta și care au adus-o la limita sărăciei. Iată unde sunt, unde ar trebui să meargă banii din cariere, iată unde ar trebui să meargă banii din toate hoțâile lor. Pădurile sunt tăiete, cojocarul îmblă cu chiușepte, dar oamenii noștri n-au lemne de foc. Hai că ne apucăm să facem. Ce mesaj ai pentru... Noi rugăm din tot sufletul să ne ajute să avem un acoperișa nostru și le mulțumim la oameni cu suflet mare și cu inimă bună. Să le dea Domnul sănătate la toți și dacă pot să ne ajute pentru locuințe, mai mult nu ne dorim nimic. Înțeles, Robina. Mulți ani. Hai că o scoatem și pe asta în capăt. Da.